Sorina Guță, dezvăluiri despre starea ei de sănătate, la mai bine de un an de când a fost diagnosticată cu o boală gravă. Sorina Guță a fost diagnosticată cu o problemă destul de gravă care necesita intervenția chirurgicală imediată. Mai precis, acesteia trebuia să-i se schimbe valva principală de la inimă, care pompează sângele și duce oxigenul în plămâni. La momentul respectiv, medicii au ales să amâne operația pentru că organismul ei era slăbit și nu ar fi rezistat. Ei bine, nici până în ziua de astăzi, Sorina nu a ajuns pe masa de operație, însă este dependentă de masca de oxigen. Fosta soție a manelistului se simte destul de bine și este încrezătoare că va putea să treacă și peste acest hop. Pentru mine, normal, Orice răceală e cam gravă, cam boala pe care o am, valva care trebuia operată și nu m-am mai operat, dar mergem înainte cu Dumnezeu, așa cum se poate. Fără masca de oxigen nu se poate. Iau tratament doar de tensiune, două pastiuțele iau de câțiva ani, a zis Sorina Guță, pentru spineus.